Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Recent 3 Titan Lords. Ia uite-l pe ăsta, pe Seden. Seden îl chema? Sedek. Ia uite-l ce bețiv. Bă, bețivanule, bă, nu mai bea. Ia uite-l pe ăsta. Să moară tanța. Așa, prieteni, în episodul anterior am găsit o parte din sufletul lumei în Doza. Și atunci când am luat acea părticică, să zic așa, iată, a apărut Mendoza. Ia uitați-l. Pe vechiul nostru, prieten, să zic așa, iată, Mendoza cu un ochi de sticlă. Și bineînțeles, am vorbit cu el, am aflat o grămadă de informații. Ne-a dat și o misiune să mergem în lumea Underworld. Bineînțeles că nu a vrut la început, dar având acea bucățică din sufletul lui trupesc, să zic așa, iată, putem să-l controlăm, pentru că dacă distrugem acel artefact, acea bucățică sau nu știu cum să-i zic, el se va întoarce înapoi în Underworld. Și bineînțeles că n-are ce să facă decât să ne ajute. El ne-a trimis să mergem în Underworld și să vorbim și cu celelalte personaje care sunt deja moarte. Am vorbit cu Stilber, dacă nu mă înșel, cu Garcia. Garcia ne-a dat încă o misiune să mergem să descurpăm o comoară unde am găsit o grămadă de gold. Ce am mai primit noi? Nu am mai primit nimic, cred că cu ăștia doi am vorbit, dacă mi-aduc eu bine aminte. N-am mai filmat de foarte mult timp, vreau să vă reamintesc chestia asta, la mine e primăvară și n-am mai filmat de asta iarnă, gen un episod. Bineînțeles că voi vedeți zilnic episoade și n-aveți cum să știți chestia asta. Și bineînțeles că putem contacta și alte spirite. Putem să contactăm pirați morți și acel pirat este Slain. Ia să vedem. Capitanul Slain, mai mult ca sigur el e. Am avut dreptate. Pentru că el e singurul care l-am cunoscut. Cel mai periculos pirat din toate timpurile. Her name is Grace. They say Slain was the love of her life. Oh. Even today, she keeps his handkerchief. Înțeles. Pull something out of your bag of tricks. Fine. As you wish. Right. Let me think. Titan Lady Mara turned to stone during her last battle at the Water Temple. Her fragments were scattered to the southern seas. There's a small island just off Kila. You might also want to have a look around its eastern beach. Ok, trebuie să găsim fragmentul marei care se află pe o plajucă, pe o plajă, pe o insulică mică, de lângă Kila, zis? Parcă? Noi ne aflăm momentan în Terranis și vreau să cercetăm partea asta, puțin. Pentru că nu am cercetat-o. Așa că hai să-i dăm să zacă, bă, na, nu vine... Hai să luăm pe Mendoza cu noi, hai să luăm pe Mendoza. Vreau să luăm pe Mendoza, bă, băieți. Odată putem să facem lucrurile astea și nu trebuie să le irosim. Mendoza, trebuie să vii cu mine, că n-ai ce face. Așa, așa mai merge. Îmi place. Deja îmi place și... nu știu până să o iau, asta e faza, că nu mai știu unde am fost, sus sau jos. Ia. Să ne uităm puțin. Da, cred că sus nu e nimic pentru că e unde ăla. Am uitat cum îi zice. Am zis, n-am mai filmat cred că de o lună de zile, de foarte mult timp. Așa că hai să vedem pe unde trebuie să o luăm. I don't know. Cred că pe aici, da, pe aici nu am cercetat. Jungla aia, dacă nu mă înșel. A mai rămas. Da, da. Asta e, bă, băieti, bă. Vreau să dau și un save, am uitat că merge cu autosave fest. Să zic așa, iată, frumos. Nu prea suna bine, dar în fine. Skull flower. I think you can keep your weapon sheathed. Oh. Dar ce avem noi aici? Dragon Snapper. Stai așa că eu nu mai știu să mă lupt, bă, băieți. Dragon Snapper. Mai vrea să mergem pe aici mai întâi prin blaștena asta. Să vedem ce găsim, rățuște, să nu zici că sunt de alea nebune. Aha. Opa. O rățușcă care stătea lângă un crocodil. Oare cum a putut să facă? Nu știu ce curaj a avut. Vin, domnule. Așteaptă, că-i dau bucata din spate. Așa, frumos. Ce
Seamnă cum lași naia din Gothic, din Swamp. De acolo. De la bandiți. Golem. Golem de piatră, bineînțeles. Hai să-i dăm să zacă. Swamp Golem. Ăștia sunt cei mai slabi, cred. Ei nu sunt chiar slăbuți, dar... Când îi dă o bucățică, what the fuck? Oricum, glorie 440. Omor doi de ăștia. Ești nebun? O să mergem și pe acolo. Dar momentan, să vedem dacă mai e ceva pe aici. Nu mai știu de unde am venit, de acolo am venit. Vreau să cercetez toată zona asta bine, cât se poate de bine. Să nu ratăm absolut nimica. Chiar vreau să mă uit puțin în inventar, să văd dacă am eu ceva. La poțiuni. Deci ne uităm la poțiuni. Hero Crow, am chiar 3, bă, n-am unii găsesc. Nu mai găsesc de alea, prieteni, cred că alea le iei doar pe capitol. Foarte nașpa, foarte nașpa. Ca să facem și noi niște chestii aici, să ne băgăm, influență, togness. Aia nevoie. Nu știu, să mă mai uit după aia să văd. Sabie mișto are Mendoza. Așa am flăcărit, chiar arată mișto. Am văzut aici că puteam urca undeva ea. Trebuie să fie o comoară aici, ceva șmecher. Opa, văd un foculeț. O fie cineva aici? Da bă, e cineva acolo. Și din câte am văzut, cred că e un Demon Hunter, am văzut așa sabia aia. Avem și o peștere. Mergem mai întâi să vorbim cu ăsta, să vedem cine e, cine se ascunde aici, bro. Sus, pe munte. Mamă, unde era ăsta, frate? Oricum, jungla asta e foarte, foarte mare. Și avem... păianjeni de pădure de ăștia. Care nu prea sunt prietenoși, din câte văd eu. Hai să băgăm și noi un heal, nu mai știu pe cât era healul, pe 7. Așa. Provizii nu prea mai avem. Oh, ancient knowledge, bun. True Strangler. Și un chest. Și un spell avem. Mai întâi ce ordin, că asta e regula, știți. Ma, pe cât de mic, pe atât de complicat. Și uite câte chestii am găsit, câte rune, foarte multe. Demon Blade, Summon Hellblond. Summonim de aia. Sharp. Mai întâi vreau să prăjim niște chestii. Avem nevoie de provizii, bă, altă viață, câte avem. Cum bă, tot 15? What the fuck, de ce am tot 15? S-a baguit ăsta. Aoleu. Da, super. Am prăjit la carne. Ia. Banana. Punem pește mai bine aici să mă arăt anța. Da, super. Nu știu de ce nu s-a pus la provizie, nu știu. Doar un călător, eu are... Da, sunt un Demon Hunter, hai să zicem adevărul. You're right. I'm a Demon Hunter. Don't need to know more than that, huh? I like your attitude. Cum ai ajuns aici? What are you doing here? I'm looking for a mythical blade. Sau ce faci aici? The sharpness of this blade is legendary. Well, at least it used to be. I've got no idea what state it is in now. Only, unfortunately, I can't reach it. I know where that's going. You need help. Well, the blade I'm looking for is in a cave somewhere close by. I know it's in there. The only place I haven't explored yet lies beyond a ravine.
You'd have to be able to fly to get across it. I'll reward you handsomely if you can get hold of the blade for me. Ok, trebuie să-i aducem lama. Hai să... o sabie. Putem să zicem așa, că înseamnă cu o sabie. When you enter the cave, stick to the right. Then you'll quickly come across the abyss I was talking about. The blade should be on the other side. Ești să află că are în peștera pe care am văzut-o adineauri. I'll manage somehow. Ok, from days of yore. Cum ai ajuns aici? Hai să vedem. Well, wouldn't you like to know? Without having to wipe out half the forest first. That's the art of sneaking, my friend. If you know how to tread and what to watch out for, not even a lynx will hear you. If you'd like, I could show you a few tricks. Nu, mersi. Momentan. N-avem nevoie să învățăm așa ceva, noi suntem Demon Hunter. Hai să intrăm în peștere, să ducem sabia lui ăsta. Și bineînțeles că peștera e păzită de către păianjeni. E tata asta, păianjeni de piatră. Dreapta, stânga, hai să o luăm în dreapta. Și mergem și în stânga după aia. Bine, cred că e o legătură între cele două. Easy, Mendoza. Thank you for help. Hai să o luăm în dreapta și lăsăm pe ala din stânga după aia. Hunter Root. Bă, ăsta e bun. Am cred că amândouă... ia. Ajung în aceeași intersecție, să zic. Da, amândouă ajung în același... punct. Hai să mergem mai departe, să vedem dacă putem să sărim până acolo, deși nu prea cred, dar încercăm. No, nicio șansă, bro. Nicio șansă și nu am ajuns bine. Cred că asta e o ieșire. Pot să merg și eu asta? Nu pot, înțeles. Hai să vedem dacă mai putem urca înapoi. Cred că merge pe aici. What the fuck? Da. Bă, dracu, bă, ești nebun. Îndată mă activez și îmi bag cod și nu-i bine. Adică îmi bag un spell, asta am vrut să zic. Sunt puțin obosit, prieteni, de asta. Cred că v-ați dat seama deja. Mi se închid ochii aproape. Păi după amiază la mine, nu știu, m-a prins așa un somn. Mamă, câți guli, foarte mulți. Foarte mulți. Aguli. Mamă, încă unul. Bă, ești nebun. It's over. Oh. Șobolani! Șobolani! Am găsit și o cărticică, dă-te-o de aici. Să citesc asta. John was the toughest guy I ever knew. He always wore this belt when he took on ogres. When the clasp broke, he was killed. We placed the belt in his grave near the ruins at the west edge of Kalandor. Ești, am vorbit două misiuni, John Treasure și de ornament belt. Interesant. Interesant, o să le facem și pe astea mai pe la final. Că avem o grămadă de misiuni de genul ăsta. Dar nu știu nici lama lui ăla, când n-am găsit-o. Cred că e pe partea aia altă. Aici deja am fost. Sau poate că nu e bine. Ce să luăm în stânga. Totuși pe partea aia, dar nu știu sigur. Bro. O fi unde o fi?
Uite, aici e cartea. N-am găsit nicio sabie. Trebuie să fie undeva pe aici. Nu, trebuie să ajung pe partea aia, cred că, cu un pergament de transformare. Mai mult ca sigur, da. Pentru că văd, am crezut că se intersectează cu celălalt drum, dar m-am înșelat. Hai înapoi. Hai înapoi. Uite cât stăm să pierdem timp pe aici, prin peștera asta cu domnul Sharp. Aia că nu mai știu, pe aici parcă trebuie să iau. Așa. Sau e același drum, nu pot să-mi dau seama. Aia să dăm un safe. Cred că ea-s mort dacă nu mă înșel. Dar mergem să vedem. Primul pergament. E transformare în porumbel. Pe care nu-l văd. De ce nu e aici? Dar mă uit eu direct aici așa. Ia uite-l. Da, aici trebuia să ajungem. Dar nu mai avem parte de ajutorul lui Mendoza, dar ne descurcăm noi că suntem buni. Suntem profesor, cum s-ar zice. Wow, și cât mi-a scăzut frame-ul aici, bro, am 38 de frame-uri, ceva se întâmplă aici, 20, ești nebun? What the fuck? Uitați-vă cum se mișcă în zona asta, lol. Da, aici e ceva cu Lăgăuianus. Ceva nu e bine în zona asta. Ceva consumă foarte mult. 25 de FPS-uri. Super. Mamă, cât a lagul, frate. 36, urcă frame-urile. Gata, urcat înapoi la 100. 40. Îi ceva în zona aia, nu știu nici ce cauză, a scăzut așa frame-ul. Probabil din cauza acestei măriții săbii, ma. Bone Grinder. Ăsta-i, bro. Sodo in the stone. Sabia care era într-o piatră înfiptă. Hai zi-i, dacă e bună, de ceva. Venturi, echipament. Nu e asta. Care o fi? Cred că ăsta-i. Când e Breaker, da, ăsta-i. 30-80. Bună sabea. O să-i o dăm oricum două. Lui Sharps. Ne putem arunca aici în cap? Nu, că murim. Murim dacă ne aruncăm în cap aici. Am crezut că e apă. Da. Hai să ne întoarcem, prieteni, și să-i dăm sabia lui ăla. Da. Putem și pe acolo, dar deja am mai fost odată. N-are rost. Ne-am folosit asta mai degeaba, dar... E bine așa. E bine așa că avem 22 de pergamente oricum. E bun. Oricum o să ne trăiască foarte multe de... Foarte multe pergamente de transformare în porumbel, să zic așa, dată, pentru că la final o să trăiască... Să căutăm toate chestiile alea și am eu așa un feeling că se ascund prin locuri foarte, foarte ciudate. Și na, ți-am găsit sabia. The blade. You did it. Impressive. Give it to me. Da, putem să nu i-o dăm. Da, o să i-o dau. Putem să facem afaceri. Putem să facem chestii. Thanks. Here. Take the gold as a reward. Looks really battered. Looks like I'll have to sharpen it before its former luster returns. Ce faci? Bine. Bine. Poți la grajd? Da. Ce faci, da?
No, fermavo un episodio. Ah, se dai comando, de genere. Da, de seara. Volevo un hanorak, dove ti vuoi spiegare? Da, pe ea am, deja. Un hanorak? Pare că te blugi. Da. Un tricou, două, altceva ce strie. Nu mi-am luat și eu. Am luat și o geamă, eu n-am. Da. Oare ți-ai un hanorak de la tip geam, știi? Am deja ales. E hanorak, de este normal. Da, dar știi, cu fermoa astăzi. Nu știu dacă încă, nu știu dacă sunt cu fermoa. Da. Și blugi? Da. Tricou. Poate dai și de mine un tricou. Păi vede, de seară, știu, nu uite. Am bun. Mă duc să mai fac la grafie. Nu văd. Ia-mi. M-a urat cu tine? O închis pe la câmpul lung, nu? A închis astea pe la câmpul lung? Nu, dar o să-ți credin cu tine, să-i închis. Da, că... Tătă lumea. Adică în tătă țara, gen. Era o grămadă cu lumea. Da. Bun. Mâncat? Da. Și o bună fasole? Așa, prietenia, să vedem pe unde s-o mai luăm. Cred că aici se întrerupe drumul, nu mai e absolut nimica. Am mai omorât niște șopările de astea. Șopările de apă, ia să vedem. Hai să ne întoarcem puțin. De pe acolo am intrat. Holy shit, mamă. De unde a mai apărut și crocodilul ăsta, bă, băiatule? Fucking alegator. Trebuie să-mi dau heal repede. Domnule Mendoza, dacă dai tu cu sabia aia, ar fi foarte bine. Până dau eu de asta, așa, o bucată de aia zdravână. Nice. Foarte puternice aligatorii ăștia și sunt foarte agili. Asta e nasol. Hai să o luăm prin dreapta, nici nu știu. Foarte multe animale pe aici. Foarte multe. O să facem o grămadă de glorie. Da. Mai e ceva? Nu cred. O să mergem și în partea aia, dar în episodul următor, că deja ne-a cam lungit. O mai uit puțin pe ei să văd dacă am ratat ceva. Nu cred, totuși. Verificăm. Nu, mlaștena e verificată, deci mlaștena... E completed. O să mergem în partea stângă în episodul următor, cred. Pentru că pe aici nu mai e nimic. Ia, urcăm și aici sus. Ceva șmecher? Nu? Nimic? Bă! O să mergem în episodul ăsta? Hai să mai dăm să sacă câteva minuțele. Să ajungem până la căsuța aia. Aici. Eu nu știu de ce am venit înapoi în zona asta. În pâlă, mă. Nu pe aici trebuie să o iau. Am pierdut o leacă. Așa, pe aici e bine. Nu mai știu să joc. Guys, reason. Nu mai știu să mă orientez, cum mă orientam eu odată, pe unde să o luăm. Deci vreau să ajung la casa aia, deci să o iau pe partea aia altă, pe aici. Hai să vedem. Putem să zacă. Opa. Mamă, ce dă bonus în el. O, avem și o comoară, super.
Avem o comorică aici, dragi prieteni. Hai să vedem. A cui comoare se ascunde aici? Tot al lui Stilber doare. Că sunt tare, tare curios. The treasure in the woods of Teranesa. Aveam și misiune, gen am găsit mapa aia, nu mai știu exact unde. Uite că am găsit-o din întâmplare. 90 gold, silver, golden bowl. Hai bă, nu mai pot să le lutez pe toate odată? Și o schematică. Ring of magic, iam un inel de magie. Bun de vânzare, în orice caz. Ok. Holy shit. Holy shit, unde m-am băgat? Prieteni. Mamă. Să fie o bătălie pe cinste. No, no, no. Trebuie să ne folosim și de abilitățile astea, că n-avem ce face. Sunt puternici animale și sunt agili. Ați văzut cum se mișcă. Și am găsit aici un Bloodroot. Hai să mergem și pe partea asta puțin. Nu mai știu de unde am venit. Niște scavengeri pe acolo. Ok, da, și am ajuns de nou aici, hai să mergem și pe partea asta, dacă tot am intrat în junglă, o cercetăm ca lumea. Acolo se blocase drumul, am văzut eu, deci pe acolo nu mai aveam ce face, cred. Totuși o să mai mergem, dar nu acum. Da, foarte bună, foarte bun spirul ăsta. Suntem foarte agili și nu ne mai poate atinge vreun animal. E foarte greu. Așa, am ajuns înapoi la ăsta. What the fuck, dude? Noi trebuia să ajungem undeva aici. Partea dreaptă. Să zic așa. Uite aici trebuia să ajungem. A, și acolo avem și pe cineva. Mi-am adus aminte. Ia uite-l pe ăsta. Ia uite-l pe ăsta, mâncați așa. Nu știu dacă zona asta e. Am verificat-o sau nu? Nu am verificat-o. Și avem și un chest aici. Aici e comoara pe care, da, am dezgropat-o. Am crezut că e un chest. Cum naiba să fie un chest în mijlocul pădurii? Bineînțeles, trebuia să fie o comoară. Hai că am ajuns și la căsuța asta, într-un final. Cercetăm tot. Uite că aici nu am fost, în partea asta. Mergem, omorâm tot ce ești pe aici. A să fie treaba. Șobolan. Rinocer și un chest. Acolo trebuie să fie comoară. Comoară șmecheră. Ia să vedem. Zim că e chest de la mare bombardier. Nu, e de asta mic. Și probabil nu găsim nimica. Da.
O bogăție. 7 gloanțe. Măcar dacă ne dea mai multe gloanțe. Ce-am și eu. Ok, văd că drumul ăsta duce mai încolo, așa că o să lăsăm puțin. Da, pe aici nu mai am absolut nimica. Dar o să mergem și la căsuța aia să vedem ce cu ea. După care o să oprim și noi episodul. Cred că are 30 minute. Dar nu contează. Oricum, deja am ajuns la episodul cu numărul 88. Cred că va trece de 100. Cred că vom trece de 100. Oh, scheletroni aici. Nice. Casa abandonată a vânătorului. Fisherman. Era un pescar aici. Vânătorului fisherman, am zis corect, n-am zis corect deloc. Casa pescarului, punct. Let me make you an offer. You move in here and make a nice life for yourself and I get my soul shard back. All right. Nu o să ți dau. Ne cere bucata aia din ciobul ăla de nu știu cum să zic. Sufletul. Oh, treasure map. Nice. Altă misiune. Finger leaf. Mere. Pă Mendoza, nu mai fi măgar, că nu-ți voi da nimic. Ne-am înțeles de la bun început. Trebuie să mă ajuți până la capăt, dacă mă ajuți. Teranis Herb. Am completat deja misiunea. Dar mai găsim și altele, bineînțeles. Oh, și avem și pe cineva acolo. Avem și un de ăla. De activat. Super. Încă un chest de la mic. Probabil nu găsim absolut nimica. O sabie. Vai de mama ei. Mai bine dau cu pumnul. Ne uităm bine spre aici să nu ratăm absolut nimica. Hai să intrăm și în căsuță. Căsuța din pădure. Opa, cineva a murit aici, Lina. O, altă victimă omorâtă de către Shadow. The Dead Fisherman Wife. Asta a fost soția pescarului. Ok. Vudu. Bă, na, toată lumea are câte un vudu de ăsta în casă, vorbesc serios. Pâine, mere. Water barrel și un teleporting stone, bineînțeles, trebuia să fie. Avem o de-aia de activat. Da, prieteni, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați acolo un mare, mare like, un subscribe și un share. Uitați-l pe Mendoza alături de noi. Nu-i vom da sufletul înapoi, bineînțeles, până nu ne va ajuta. Eu am fost Mitică, toate cele bune, respect. Pa, pa!